Fetița din fotografii este Iasmina Musteață, din satul Rece, raionul Râșcani. Avea 7 ani și își dorea enorm să ajungă școlăriță cu propriul ghiozdan și manuale. Acesta însă va rămâne doar un vis neîmplinit. Asta pentru că în data de 7 august 2023, copila a dispărut, iar la mai puțin de 24 de ore de căutări, oamenii legii au găsit-o, doar că aceasta nu mai era în viață. Semnele de la locul unde polițiștii au descoperit cadavrul fetei, dar și urmele de pe corp, vorbeau despre o moarte cruntă. Iasmina a fost omorâtă. La scurt timp, procurorii l-au învinuit de crimă pe un tânăr de 21 de ani, care s-a adeverit a fi chiar vecin cu familia victimei. Devastată de durere, mama Iasminei, Tamara Musteață, cere o justiție dreaptă și își dorește ca oamenii legii să-l pedepsească pe călăul fiicei ei cât mai curând. În acest reportaj vom afla în ce circumstanțe a murit fetița de 7 ani, în ce relație era familia victimei cu presupusul făptaș, de ce mama copilei crede că fiica ei a fost ademenită de către presupusul ucigaș, dar și ce spun rudele bărbatului învinuit de omor. 7 ani am plinit pe 24 iunie. Am plinit 7 ani, eu am fost cu părinții, părinții și copiii am fost la școală și am înscris-o la școală. Am fost și am văzut clasă. Și a cuprins-o pe învățătoare, atât de mult a cuprins și a spus că eu te iubesc. Ea număra pe dinți, adică îmi spunea, mă întreba pe mine, pe sora mai mare, adică câte zile să rămâi, toată vara întreba, câte zile, câte săptămâni până la școală. Și ea spunea, când a să începem să cumpărăm tot pentru școală, haine, eu vreau geantă să fie roz, vreau să mă duc la școală să am prieteni. Ea avea prieteni în grădiniță, avea prieteni și... Toate prietenii ei trebuie să fie într-o clasă cu ea, adică toți. Pe dânsa mulți o iubeau, pentru că ea totdeauna acasă. Când se ducea la grădiniță, chiar dacă aveam puțini flori în ogradă, ea totdeauna rupea câte o floare, chiar dacă era câte o floare, ori mai multe. Ori pioane, ori ceva, trandafiri, rupea ca să ducă la... Adică o floare și ceva verdeață punea pe împrejur, adică nintă sau ceva, ca să ducă la educatoare. Foarte mult iubea animalele. De dragul ei am luat iepuraș, ne-am înmulțit chiar cu iepuraș. Ea vroia buboșei și de dragul ei am luat tot. E tare vroia vacă, ca să ei iubi la aptele tare. Și ea se ruga la Domnul, știi, că de multe ori nu avem putere, că vaca oricum e scumpă. Și ea zicea, Doamne, asta a fost chiar cu 3 zile înainte. Ea spunea, mămică, hai să ne rugăm la Domnul, ca Domnul să ne dă o vacă. Cu 3 zile înainte, eu mergem pe vale cu dânsa. E videva și ea spune, mămică, hai să ne rugăm la Domnul, ca Domnul să ne dă o vacă, ca să avem și noi vacă. Pentru mine, când am adus-o în sacriu, a fost foarte dureros, pentru că copilul meu nu a meritat așa moarte. Adică eu a fost o fetiță veselă, cu minte. Este un caz care te pune pe gânduri și te face să te gândești unde ți este copilul seara. Este un caz inexplicabil care ți pune absolut o multitudine de întrebări. Deci despre ce s-a întâmplat, despre care este motivul. Pentru că de obicei când se întâmplă așa situații, noi cumva încercăm să căutăm de ce, răspunsul la întrebarea de ce. Începând de la comportament, finalizând cu cauzele care au condus la exercitarea acestui comportament groaznic, da, care în rezultat s-a soldat cu decesul acestei fetițe. Iasmina a crescut într-o familie cu 3 copii. Ea era mezină. Mama ei zice că fetița mai mereu era în vizorul fratelui de 13 ani sau a surorii de 15 ani, care nu o perdeau mai nici când de supriviri. Tamara Musteață povestește că așa s-a întâmplat și în data de 7 august 2023. Femeia a fost nevoită să plece la Bălți cu feciorul pentru a face investigații medicale, iar de copilă s-a ocupat sora ei, care a condus-o la grădiniță. Duminică seara, asta e... Dacă vreau să spun, au fost jumătate de noapte, au dormit cu fetița mai mare, cu soră, dar jumătate de noapte a venit și a dormit cu mine. Adică ea când a venit și s-a culcat, m-a cuprins foarte strâns de gât, adică în seara aceea, și mi-a spus că se teme. Dar totuși eu m-am gândit că a fost un vis. Și eu m-am dus și am deschis ușa, adică afară, că era foarte cald noaptea, și am deschis ușa și a spus, nu te duci de lângă mine, că eu mă tem. Dimineața, cum să vă spun, s-a sculat, visele s-a sculat dimineața. Dar oricum a spus un cuvânt că nu vreau la grădiniță. S-a îmbrăcat într-o măicuță și am spus că hai să ne îmbrăcăm în alt, să o schimbăm. S-a dus în măicuță și într-o sarafan. E de multe ori vreo în sarafan și l-a să-l îmbrac, dar n-a îmbrăcat-o. Ziua și ei, e așa, îmi spune, hai te rog, îmbrac mă azi odată în sarafanul ăsta. Și eu am îmbrăcat-o în ziua și în sarafanul și într-o măicuță.
fetița mai mare de 15 ani a dus-o la grădiniță. Grădinița este peste câiva case de noi. Eu am dedus la Bălți cu băiețelul pentru documente pentru grupă. Nu m-am dus pur și simplu la Bălți, m-am dus la un medic. De dimineață trebuie să ne ducem și adică a pornit o ploaie. Parcă cineva îmi spunea, mă oprea, știi? Ploaia s-a pornit și adică nu m-am dus. Și m-am dus la amiază. Și totuși când m-am dus la amiază, eu m-am dus la Sanucă, adică la 9 rece, și de 4 ore am vrut să mă întorc înapoi. Și cineva parcă îmi spunea, întoarce-te înapoi, adică parcă aveam o presimțire. Pentru că nu s-o oprea nimeni și băiețelul îmi spune, hai mai stăm, știi ca copiii, hai mai stăm, hai să mai vorbim. La Bălți a fost foarte mult. Eu vă spun cum a fost în ziua aceea, ca să nu creadă oamenii, că adică eu m-am dus pur și simplu la Bălți. Și eu m-am dus la Bălți la medic, adică la ortoped. Am plecat cu băiețelul și acolo era foarte mare rând. Înaintea mea erau mulți, eu eram ultima, adică până a doua de la urmă. Adică înaintea mea poate să fost vă 35 de oameni. Nu știm precis. Nu i-am numărat, dar am fost că erau mulți. Tamara își amintește că ultima discuție cu Iasmina a avut-o la ora 17 și 18 minute. Copila era voioasă și i-ar fi zis mamei că o așteaptă cu nerăbdare. Voia să-i aducă dulciuri de la Bălți. Dimineața, fetița îmi spunea că să cumpăr niște dulciuri, așa e mea mică. Mea mică, să-mi cumperi ceva. Și în timpul ăsta, când am cumpărat, adică am intrat în magazin, fetița mai mare s-a dus la grădiniță ei pe Iasmina și ei când au ajuns chiar pe drum, aproape de casă, mi-au sunat pe Viber. Și eu am vorbit cu dânsa și eu am intrat în casă și totuși am vorbit cu Iasmina și cu Andrei pe Viber. Eu am văzut-o pe Iasmina și am spunea, mămic, că a să-mi cumpiri ceva, dar eu spun da. Și ea spune că eu e ca o mâncat harbuz cu Andreea și ceva cereale care sunt cu lapte, o mâncat. Și pe urmă i-au spus că eu vreau să mă duc la joacă, la bătutul. E atât am spus numai, că vreau să duc la joacă, bătuta de cam o gradă la noi. Ea nu m-a spus că vrea să duc la cineva la vecini sau la cineva în drum, nu mi-a spus asta loc. Ea vorbea cu mine, dar era veselă. Ele amândouă fete vorbeau cu mine și era veselă. Și spune, măi mica, să-mi cumpăr ceva? Și eu spun, da. Ea s-a bucurat, adică ca să-i cumpăr și adică ea spune, eu mă duc la joacă, la bătut. Atâtea cuvinte ei mi le-a spus, adică cât am vorbit eu cu dânsa și ea mi-a spus că ce mai faci, dar să vii repede acum acolo și cuvintele astea mi le-a spus, adică ea s-a dus, dar fata mai mare îți spune, zici că mai mică, e totul la bătut să joace. Și eu ieșit pe prag. Și s-a uitat că este. E într-adevăr, e ca aici, nu departe, pe la colțul casă. Dar pe urmă i-am intrat în casă, fetița mai mare, ca să la bucătărie, ca să mănânci ceva. E singur a făcut mâncare, adică, și să mănânci ceva. Că de că am mâncat numai harbuz și astea. Și mai mică, eu de două ori m-am uitat pe fereastră și era. Peste aproximativ 10 minute, sora mai mare i-a pierdut urma Iasminei. Aceasta și-a anunțat mama imediat și a pornit pe urmele ei. Tamara zice că a apelat la cunoștințele din sat pentru a întreba de fiica ei. Adică eu ieșit afară și nu era. Și eu strigat-o și nu era. Și a ieșit în drum. Adică s-a dus la vecină întâi, pentru că ea știe că se duce la vecină. Și acolo nu era, pentru că vecina, adică nu era nici dimineața, ca să era dusă la sora ei de dimineață. Pe urmă, eu umblat foarte multe drumuri, adică pe drumul din deal, de vale, s-a uitat. Și adică sunt mulți chiar care mi-au spus că fetița ta cea mai mare căuta ceva. Și mi-a sunat și mi-a spus, mai mică, eu n-am găsit-o pe Iasmina. Și să facem? Sună pe cineva. Adică pe cine știi că el se duce, adică pe că el se duce la un băiețel, la mahală, se jucau și el vine aici, peste vă câteva casă. Eu am început să sun la cineva, la unul, la altul, și toți îmi spuneau că n-au văzut-o. După asta, eu m-am stăruit să vin acasă, adică m-am dus la autogar. La autogară nu era niciun autobuz, pe urmă m-am dus, adică m-am trimis pisi drum de autogară la zapravcă, că adică toți se duc încolo și poate mă rede, mai duci, că pe băiețelul dureu cioare. Vă spun sincer că am stat foarte mult acolo ca să, până au venit autobus, foarte mult am stat. Și adică eu tot timpul să vorbim cu fata și îmi spune că nu o găsit-o. Adică am umblat pe drumul și nu o găsit-o. Și eu când am ajuns în Recea, târziu ori am ajuns, apoi eu întreb, era zău încă. Adică eu întreb pe fata, unde ești? Deci eu cad pe Iasmina și nu o găsesc. Și ea spune, ea așa era de cum speriat și spune, mai mică, uite, mi-a tai sunat la test și nu o găsit-o. Și eu zic, nu, unde poți și băie? Eu nu știu. Când am ajuns acasă, adică era, am văzut că fata era speriat foarte tare, adică mai mare. Era pentru că nu o găsă pe dânsa și era tristă. Și am început să o căutăm eu împreună cu fetița, cu băiețelul și cu fratele meu. Adică pe toate drumurile, pe la toți pe acasă, adică intram la unul, întrebam, nu e la voi? N-ați văzut-o pe Iasmina? Și tot să-mi spunea că nu a văzut.
Tamara Musteață zice că era aproape ora 23 când a înțeles că nu se isprăvește de una singură să-și găsească fiica. A apelat la urgență, iar oamenii legii au demarat imediat căutările. Adică prima echipă care a venit de poliție a fost noaptea cu câini. Apoi dimineața s-au schimbat, alții au venit. Ei au cerut de la mine ceva, o haină, da? Pentru copii, de la copil, care a fost îmbrăcată, poate. Eu i-am dat o hăinuță, o măicuță care a fost dimineața îmbrăcată și s-a dezbrăcat. Și i-am dat gentuța de la grădiniță care era cu jucărie ei. Și câinii și ea nu s-au dus la... Adică ei, câinii, dacă s-au învățat, ei nu s-au dus acolo, dar s-au dus în alt cap al satului. Eu toată noaptea am fost foarte stresată, adică când mă ceam afară, plângeam în casă, soțul toată noaptea a umblat pe drumuri, pe dealuri, cu poliția împreună, cu toți cu cei care ne-au ajutat din sat. Foarte mulți din sat ne-au ajutat. Au fost aproape 24 de ore de căutări continue. Cine ar fi știut că trupul copilei în tot acest timp zăcea la câțiva metri de casă? În data de 8 august, la aproximativ ora 17, polițiștii au descoperit cadavrul fetei într-o locuință vecină. Și au găsit-o acolo sub lemne, adică ea cineva s-a dus în comutășe, în unii sunt lemne și au găsit-o sub lemne. Era moartă și a venit într-o pendică. Eu aș presupune într-adevăr că din portretul ăsta foarte vag pe care îl putem noi desena despre persoana considerată, acuzată cumva, ar putea fi o persoană mai specială din punct de vedere a angajamentului social, deci a relaționării cu alți oameni. Dar cu siguranță aici nu putem spune nimic cu certitudine. Deci în cazul în care analizăm persoanele care de obicei săvârșesc crime în care sunt vizate copiii, sunt oameni care însă și ei nu sunt adulți, însă și ei nu pot trage această linie foarte clară între faptul că eu sunt un adult și unui copil îi sunt permise mai multe acțiuni. De fiecare dată când se analizează astfel de situații, luăm în considerație că persoana a pierdut abilitatea de a trasa această linie roșie între faptul că eu sunt adult și în fața mea stă un copil, indiferent de situație, deci fie asta capriciile copilului, fie asta un joc al copilului, fie asta un comportament dezastruos chiar a copiilor de multe ori, pentru că ei sunt mânați de emoțiile lor. Persoana, în momentul în care a conștientizat cele întâmplate, a dorit să-și ascundă fapta și este un comportament uman absolut natural. Deci și un copilaș care sparge o cană în casă va avea tendința să ia cana aia și să o ascundă undeva ca să nu vadă părinții ce a făcut el. Deci este un comportament absolut clasic. Nu poate fi asta un criteriu de analiză. În aceeași seară, oamenii legii au reținut și proprietarul locuinței unde poliția a găsit cadavrul fetei. Este vorba despre doi tineri de 32 și 21 de ani. La scurt timp, oamenii legii au eliberat bărbatul de 32 de ani pe motiv că acesta nu ar fi fost acasă în momentul dispariției Iasminei. Tatăl lui este verușor de-a doilea cu noi, dar noi n-am avut niciodată probleme cu ei. Nici un conflict, nici cu părinții, nici cu nimeni. Adică băiatul a terminat școala, s-a dus la Franța cu părinții, a stat acolo la Franța, la sora lor. Eu nu știu dacă a lucrat, n-a lucrat, nu știm ce a fost, ce a făcut el în Franța. Știm că el în iunie, tatăl, mama și sora lui copii și l-a adus aici, pe dânsul. Adică el a stat la Franța. Eu nu pot spune că eu de dânsul nu pot spune nimic, adică nu știm nimic, n-am fost în relații, n-am avut probleme cu ei. Noi am început o căuta și oricum, cum v-am spus, că fratele meu și fetița mea s-a dus respectiv și doi băieți acasă. Așa mai mare a spus așa, că el a văzut-o la ora 6, adică videocamerele au văzut-o, că el la 6 era la dâns și la poartă și au plecat în partea cealaltă. Nu știm, pe drum a plecat. Da, dar la ce oră fratele noastră s-a apropiat de casa acelor doi băieți? Poți fost pe la ora 9 seara, început la 10, așa. Nu. Și noi am spus și la poliție toate cuvintele care le-a spus el și când s-au apropiat de ei, au spus că nu au spus cuvintele acestea. Adică i-a spus că nici n-au văzut-o pe fetiță. Dar ei nu o căutau pe fetiță, adică toți o căutau, vecini, toți o căutau, dar în afară de ei. Toți o căutau, dar ei nu o căutau și nici nu întrebau, dar poate de ce s-o prăpădit, unde s-o dus, hai să ne implicăm și noi, să o căutăm. Adică acum, cu mașinile, ei tot aveau mașină, da? Și adică mai mulți cu mașinile, cu fărele, ei căutau pe vale, prin mai multe locuri, prin pădure au căutat-o, prin diferite locuri. Dar ei nu se implicau în chestia asta. Adică ei s-au încuiet porțile erau încuiete la ei, da? Și stăteau în casă, cu lumină stâns.
Vreau să vă spun că eu totuși pe la ora post fost, încă era ziua cu noapte, cum se îngâna ziua cu noapte, când eu am fost la porțile lor și am vrut să deschid o parte, erau cineva în drum, tot niște oameni, și cu cineva am început să deschid partea lor, da? Dar era tot încuietă. Și adică noi, cum drângăneam partea așa de șer, că ei nu ieșeau afară. Nici să ne întrebe pe noi, de ce voi faceți lucrurile astea? Adică de ce voi? Că ei doar aveau videocamere, vedeau, și chiar și pe fereastră, ei oricum pândeau. Dar ei nu ne întrebau pe noi, de ce noi? Și vrem noi de la dânsa, adică chiar după ce au întrebat fratele meu asta, eu am fost chiar. Și am început cu fetița mea, eu am fost și cu asta, am prin prejurul acasă a ce care s-a întâmplat de la vale, la bunei, adică noi am umblat prin prejurul acasă și la turnic, la toate locurile, noi am căutat. Atunci când am mers la Rece, am observat că la gospodăria presupusului ucigaș sunt instalate camere de supraveghere. Deocamdată oamenii legii nu ne-au confirmat dacă acestea erau funcționale și nici dacă minora a fost surprinsă în imagini. Cum s-a întâmplat că iată urmele au dus la casa celor doi băieți? Eu nu știu. Aceasta nu pot să zic. Eu vă spun că eram acasă când mi-a sunat o persoană și adică eu știam că ei mi-au spus că au găsit-o moartă. Dar din câte am auzit, adică că poliția tot căuta și cineva din oameni a spus că, adică poliția căuta pe acolo și adică le dădeau ceva întrebări, da? La lor. Dar ei răspundeau diferit. Adică la un polițist răspundeau într-un mod, dar când se ducea alt polițist să întrebe pe ei, adică ei scândeau, oricum poliția gândea că toți caută, ei nu caută. Și de multe ori, dacă eu le spuneam că ei se ducea la casa și ei, adică cu băițelul meu, să mă ducea la dâns și să-i cu dulciu, adică eu au găsit și încă una. Ei au văzut că ei, adică nu cad, și adică ei răspund lucruri diferite și când au luat câmpile, au văzut că erau șterse de pe câmpile. Adică ei s-au gândit cum să șteargă, adică nu pot să șteargă de pe câmpile, că dacă nu au făcut nimic, nu pot să șteargă. Asta nu posibil. Și adică eu ce-o căuta, îi spun așa că din cauda la câmpile asta au făcut, pentru că câmpile au trimis la Rășcani și au video-ul lor, cum spun, tot ce era șters, adică a vrut să s-a stabilit și a văzut că la ora 6 fetița într-adevăr a fost la dâns la poartă și adică băietul și ala care s-a întâmplat, băietul care a omorât, adică fratele lui nu era, el a ieșit și a discuiat partea și adică fetița a intrat pe 2 minute la dâns în o gradă. Adică eu mă gândesc că a intrat pentru ca să vadă dacă nu e fratele, adică că cu ei să nu vorbe, cu ei să nu vorbe. Și pe urmă a spus că videocamera le-a arătat cum i s-a dus la casa și la vale, la bunei. Și peste 4 minute și el s-a dus acolo. A trecut drumul. Și a trecut un timp, nu știm cât timp, jumătate, nu știm cât timp, adică el s-a întors, dar iar nu s-a întors. El n-a ieșit de acolo, de pe o poartă. Și adică ei, atunci s-au gândit că ei sunt aceștia care au omorât, adică și au început și au prins în cătu. Așa i-am spus că când asta s-a stabilit, ei au prins în cătuș și au întrebat, voi ați făcut? Și el a spus că da, eu am făcut asta. Tamara Musteață nu înțelege nici astăzi ce a făcut-o pe fiica ei să caute joacă în preajma locuinței vecinilor săi. Femeia nu exclude că micuța ar fi fost ademenită. Noi nu știm, adică ei de multe ori ducea să juca, da? De pildă, să juca, ei chiar în casă, acolo unde au casa și ei, adică ei la spate totuși au scrâni și de este. Adică ei se ducea deodată cu băițelul, da? Adică nu totdeauna, nu des se ducea, o des tare, dar unii locuri se duceau acolo. Eu nu știu ce îi trăge, orică îi dădea duciu ceva, orică asta nu pot să zic și nu știu de ce îi dădea. Asta eu nu cred că ceva era un plan dinainte. Înțelegeți? Adică pe tine și ceva îi trăge. Eu îi spuneam de multe ori, nu vă aduceți acolo, da? Dar ei spune că, băițelul spune că, dar noi ne ducem la turnic acolo. Dar noi ne ducem acolo să ne jucăm la Scrâșov. Dar eu îi spun, zic, nu spați să faceți acolo, că acolo e casă. Dar noi ne știm, adică, eu nu spuneam că nu e fratele tău, da? Eu spuneam, nu e tata tău acolo. Doar noi suntem acasă, părinți, ei vreau joacă. Nu, da, ei aveau prieteni. Dar eu nu știu, stau de multe ori, am stat de multe ori și eu m-am gândit de ce e trăjie toate lucrurile astea. Eu îi întrebat de multe ori de ce vă aduceați acolo. Nu se duceau așa de des, dacă se duceau, adică a fost un caz când băiețelul meu s-a dus și a făcut bicicletă, adică fratele cel mai mare. Și eu am întrebat pe băiețelul meu și ai observat tu în timpul și ala, adică undeva 2-3 săptămâni înainte se întâmpla, 3 săptămâni. Și ai observat tu când tu ai fost, de pildă, tu poate ai observat ceva. Dar el îmi spune mai mică. Aici mai mare, Veniamin, el mi-a făcut bicicleta, îmi făcea ceva la bicicletă,
adică tot la casa lor așa din deal, care cu 2 etaje. Și Iasmina era cu mine, scătăie cu alături, adică scătăie cu bicicletă a ei. Și zice, eu am observat că perdele se trăgeau și cineva pânde. Asta a observat băițelul meu. Dar el nu a observat nici. Eu am întrebat, poate el ce-a auzit. El nu ieșea din casă. Adică el zice noapte să stătea cu computatorul. Și pot să vă spun că oricum și poliția a spus că foarte, când au tras calculatorul și telefoanele, foarte se uitau la foarte strașnici lucruri. Lucruri foarte murdare. Adică nu mi-a explicat în ce mod. Violență. Pornografie. Da. Așa se uitau la diferite de astea lucruri. Adică un lucru am auzit și am spus că o scenă de groază. Asta am auzit din gură la poliție. Adică scenă de groază asta, cum să-ți spun, la ușideri, la toate chestiile astea se uitau. Adică oricum istoria lor era asta, toate lucrurile astea. Eu cred că la amândoi, că ei nu mi-au spus că la unul, dar mi-au spus că, adică când au sustras telefoanele lor, știi, ei se uitau la așa ceva. Adică, posibil să fost și jocuri care să... Nu știm noi chestia asta. Spune că posibil că sunt jocuri de calculator, ei nu știu, dar sunt jocuri de calculator și posibil să nu chicat într-o capcană de jocuri de calculator. Dar oamenii pot să spui multe, noi nu știm. Fenomenul ăsta de dependență de jocuri video este foarte cercetat de teoreticieni și sunt destul de multe studii făcute cum se modifică percepția lumii și percepția sinelui, deci cum mă văd eu pe mine și cum văd lumea din jurul meu. Atunci când persoana este dependentă și dependența este deja parte din viața lui și cumva i-a înghițit o mare parte din personalitate, omului sau creierului este complicat să facă această diferență între realitate și lumea virtuală. În mare parte, jocurile video sunt despre a manifesta foarte multă violență, despre a ucide pe cineva, sunt folosite arme foarte des și se șterge această limită, da? Și ștergându-se această limită, nu puține cazuri am auzit când copilul a fost violent sau chiar și-au omorât părinții din cauza faptului că ăștia i-au întrerupt cumva procesul de joc. Chiar și fiziologice, hormonale, neurotransmițătorii mentali, este demonstrat că sunt deja într-o formulă diferită decât a unei persoane care nu este dependentă. Și cu siguranță spunem despre faptul că este sau nu este, dar într-un context general am putea afirma că persoanele cu dependență de jocuri video ar fi mai predispuse spre violență fizică. Deși locuiesc la câțiva zeci de metri, Tamara Musteață povestește că nu l-a văzut pe tânărul de 21 de ani de când acesta a revenit din Franța. În timp chiar de când a venit el din Franța, din iunie, eu pe dânsul nu l-am văzut niciodată. Chiar trecem pe acolo și nu l-am văzut. Adică vecinii n-au știut că el este venit. Băițelul meu i-a spus că de 2 ori l-au văzut. O dată l-au văzut că mânca la șorcoviță, adică și odată că tăie un copac cu fratele lui. Mai mult îl întreba, adică au fost cazuri când l-au întrebat pe fratele mai mare, unde e fratele tău? Au spus că el să numă în computator. Asta, mai mult nu a spus nic. El nu ieșea. El nu ieșea nic. Acum, Tamara Musteață se întreabă dacă nu cumva fratele mai mare a tânărului care se află în arest ar fi cunoscut despre moartea Iasminei și ar fi tăinuit. Dar Iasmina mai mare le vedem cu mașina, mai cu săpi împrejurul casă, mai diferit. Noi nu știm, e implicat și aici, noi nu știm toate chestiile astea. Eu cred că el totul a aflat. Și s-a ascuns pentru că să nu fie bădoi, da? Adică chiar dacă el nu a făcut lucrul ăsta și dacă a aflat, el cum trebuie să spui chestia asta? Adică eu am auzit că când poliția i-a prins și eu am întrebat, de ce ai făcut asta? Adică fratele lui i-a prins. Adică fratele lui chiar aici ăsta, care venea mine, l-a întrebat, de ce ai făcut lucrul ăsta tu? Că el a spus că eu o să veni cu fu câteva minute înainte, eu aveam să o scăp pe fată. Adică el așa a spus în gândul, noi nu știm. Adică el a venit nu cu mult timp înainte să întâmplată chestia asta, de la bălți. El a venit, dar el da-mi făcut. Da, după ce s-a întâmplat. Adică s-a venit cu eu nu știu câte minute, adică înainte, adică el avea să o scăpe, așa am înțeles. Ar fi avut tendința să tăinuiască acest lucru, pentru că în relațiile noastre familiale noi avem
o solidaritate față de aproapele nostru și vom avea mereu tendința să fim alături sau să-i luăm apărarea cumva. În momentul în care cineva mă atacă pe mine verbal, este o situație. În momentul în care cineva mi-atacă mama, copilul, feciorul, fiica, soțul, orice altă rudă, deci este mult mai dureros. Am discutat cu avocatul familiei Musteață, Victor Pavlov. Juristul ne-a confirmat că specialiștii au finalizat deja mai multe expertize, printre care cea medico-legală în privința victimei, dar și cea psihiatrică în privința învinuitului. Expertiza minorii, expertiza obiectelor care au fost ridicate de la făptuitor, expertiza psihiatrico-psihologică. La moment sunt și careva rezultate din aceste expertize, cu părere de rău nu vă pot informa despre conținutul acelor expertize. Sunt expertize care confirmă cele incriminate făptuitorului. La fel sunt și expertize care sunt încă dubioase, care nu trezesc bănuieri rezonabile. Dacă să vorbim de ultima expertiză psihiatrico-psihologică, încă nu am studiat-o, am anunțit, dar concluzia experților lasă de dorit și lasă de interpretat. În afară de acțiunile de urmărire penală sau de ceea ce se întâmplă în perioada anchetei, mai sunt și vorbele auzite din târg, așa spuse, da? Și se operează cu noțiuni că rudele făptuitorului ar încerca să manipuleze cu concluzia experților. Încearcă să-și formuleze careva versiuni, zice o versiune de apărare, care doar au simpla menire de a se estiva de la o potențială răspundere pentru fapta comisă. Analizând ceea ce auzim din gura lumii și cu raportul de expertiză care l-am recepționat recent, într-adevăr trezesc bănuieli rezonabile că nu sunt doar vorbe. Ce au concluzionat specialiștii? Că este bolnav? Specialiștii nu au concluzionat că este bolnav, în același timp când și nu au concluzionat că este sănătos. La momentul de față încă nu este rezultatul expertizii tehnice a calculatorului și a telefonului. Dar despre jocuri, dependența de jocuri online? Iarăși, dependență, să nu trecem limita bunului simț, să vorbim de dependență, dar despre faptul că era un jucător răit a jocurilor online, da, și el o recunoaște și nimeni nu neagă faptul dat. Știar și rudele lui, fratele lui, comunica că deseori stătea la calculator și juca online. Cu referire la fratele, nu cunosc ce calitate procesuală are la etapa dată. Din câte eu cunosc, la faza incipientă a fost și el reținut. Ulterior s-a constatat că în perioada presupus când minora a fost ucisă, se afla în orașul Bălți, în municipiul Bălți. Deci mai sunt careva acțiuni. Pentru mine personal, în urma examinării raportului de expertiză medico-legală a minorii, au apărut careva întrebări. Am solicitat să fie discusă o expertiză suplimentară, să fie concretizate momentele, ori în dependență de răspunsurile care vor parveni de la expert, să va fi clar. Are vreo tangență și fratele la ceea ce s-a întâmplat sau nu are? La mine personal a apărut o firească întrebare. Făptuitorul declară că nu el a făcut-o. Rudele, părinții, adică mama, tata, tot spun că nu el a făcut-o, dar și cineva, dar insistent și regulat vin la casa mamei părții victimei cu dorința de a-și cere scuze, de a-și cere iertare. Ceea ce pentru mine trezește semne de îndoială, ori dacă persoana afirmă că nu el a comis-o, care ar fi sensul să-și ceară iertare de la mama victimei? Am contactat familia tânărului de 21 de ani care se află acum în arest. Tatăl bărbatului ne-a zis că fiul lui este nevinovat întrucât are un băiat cu minte, iar făptuitorul ar fi de fapt un prieten de-al feciorului său. Totodată l-am întrebat de ce la început fiul lui și-a recunoscut vina când a fost audiat imediat după reținere. Bărbatul ne-a zis că acesta ar fi fost amenințat de către acel prieten care este consumator de droguri. Bărbatul mai adaugă că fiul lui a consumat substanțe narcotice în ziua morții Iasminei, dar nu se face vinovat de nimic. Trăim în societate civilizată, dar nu s-a făcut cum trebuie deodată, din prima zi. Și atâta murdării pe noi s-a evansat public.
nu știu, dar nu frumos. Niciodată n-am avut conflict și băieții tare au stimat copilașul și amândoi că ei și au crescut în grada asta. Și dacă a venit un narcoman și a făcut treaba aia, asta înțelegi, nu înseamnă că fiorul meu a făcut. Dumneavoastră vreți să ziceți că altcineva a făcut această crimă? Da. Dar... Asta 1000%. Băietul nu vreau să ne spui, de dacă i-a dus și lui așa și a întrebuințat acolo, nu știu. Dar este vorba despre persoană din sat? Da. Ea ca așa i-a spus cuvintele. El s-a speriat, el a fost, știți cum, de cameră. El nu a ieșit nicăieri, băietul, el țara, pe țara acasă. Nu, mai scurt, ce să vă spun, a fost... Tare cu minte și este, mai cu minți nu sunt, nici fete nu sunt așa, vă spun din sincer, vă spun cum este, nici fete nu sunt așa cum minți băieți, amândoi. Atunci când a fost audiat pentru prima oară, fiul dumneavoastră și-a recunoscut vină. Totuși... O recunoscut de atâta că i-a spus că el are bani să o scoată așa, prietenul lui și de atât. Povestiți-mi mai multe despre prietenul respectiv, dacă el l-a amenințat pe fiul dumneavoastră. Eu nu pot să vă spun. Iar îmi spuneați că fiul dumneavoastră ar fi consumat droguri și era sub influența substanțelor narcotice. El nu a consumat în viață, nu a consumat niciodată, dar drogul ăsta lui l-a scris și îl scrie și îl scrie, hai când vin să îți aduc să cuști ceva. Și a dat-o venit și l-a gustat. Și nu pot să vă spun mai mult. Când ar să afle, atunci pot să vă spun multe, dar acum nu pot să spun. Poliția, lasă poliția să-l cheme, să-l descopere. Din câte cunosc, este o expertiză psihiatrică deja finalizată. Dumneavoastră ați făcut cunoștință cu expertiza psihiatrică? Nu am făcut, dar... Mă rog, e normal, el... răspunde cum trebuiești, înțelegi, dar expertiza atunci a trebuit, în 26 de făcut, nu știi. Eu zic că, adică oamenii zic că dumneavoastră vreți ca să influențați rezultatele expertizei psihiatrice. Nu pot să vă spun că să influențăm, de atât că nu știm noi nimic abâncând și nu pot să spun nici mai scurt. Păi sănătos, e clar că e sănătos, că a fost bolnav de la spital, dar e sănătos, nu? Dar, până la urmă, el a omorât fetița sau nu? Nu, nici într-un caz. Cum vă apărați? Care este poziția de apărare? Din prima clipă n-am crezut și nici n-am scris. Și ar să descoperi tot, și reușiți și cum reușiți. În cazul în care dumneavoastră vreți să oferiți niște dovezi, niște probe, suntem deschiși ca noi să arătăm aceste probe pe care dumneavoastră le dețineți. Probele nu putem noi să le spunem. Dar unde se află acest prieten al fiului dumneavoastră, despre care spuneți că i-a dat anumite substanțe narcotice? Nu pot să vă spun. Poliția, lasă-i poliția să-l cheme, să-l descopere. Astăzi am discutat cu tatăl presupusului ucigaș. Bărbatul ne-a spus că fiul lui nu ar fi săvârșit crima, întrucât această crimă ar fi fost săvârșit de către o persoană care consumă droguri. Și că ziua în care micuța a fost omorâtă, fiul lui era sub influența substanțelor narcotice. Vreau să vă spun puțin mai mult. Versiuni de felul dat au fost înaintate de partea apărării, adică a făptașului, a prespusului făptaș, au fost înaintate mai multe, inclusiv și una din versiuni despre care vorbiți dumneavoastră. Din câte eu cunosc, toate versiunile au fost verificate, alte versiuni mai noi sau mai recente încă nu cunosc dacă au fost înaintate și dacă să luăm la bază declarațiile făcute de prescurs fătaș chiar la faza incipientă, la momentul reținerii lui, din punctul meu de vedere, ele coraborează cu toate restul probei acumulate, cum ar fi verificarea declarațiilor la fața locului, cercetarea la fața locului, precum și audierea martorilor, care în principiu confirmă anume
prima versiune care a fost înaintată de făptaș, adică poziția de recunoaștere a vinovăției a fost schimbată în momentul când a fost înlocuit avocatul desemnat de oficiu teritorial cu avocatul ales de rudele persoane. Din acea dată, dacă nu greșesc eu, chiar din 9 august 2023, poziția bănuitului, învinuitului deja la acea etapă și-a schimbat. Poziția a început a nega presupusa faptă care inițial a recunoscut-o. Urmele de pe corpul Iasminei vorbesc despre o moarte chinuitoare. Fetița avea multiple vânătăi și fracturi. Tamara Musteață se întreabă și astăzi ce motive a avut cel care a lipsit-o de viață pe fica ei. Femeia nu găsește răspuns la această întrebare, dar speră că oamenii legii să facă dreptate. Eu cred că fetița mea a suferit foarte mult. Foarte mult și a trecut prin chinuri foarte grele, pentru că eu a fost un copil de 7 ani și el n-a trebuit ca să sufere. Adică copil cu a fost coastele rupte, gâtul rupt, a fost vânăt picioarele, mâinile. Bărbie era dus într-o parte, asta era ceva, tot se cunoștea la bărbie, oricum se cunoștea ceva că era de la gât, oricum se cunoștea. Știu că fetița mea a trecut prin chinuri foarte grele. Era cu gurița plină de țărnă. Așa spun, cu țărnă era plină gura, adică el a pus-o în... Orică i-a împlut gura cu țărnă, orică... Nu știu ce a făcut. Mâinile cred că i-au fost puse, cum unii spun că mâinile i-au fost puse la spate, de atâta mâinuțele ei erau vinite, adică el a răsucit-o și a făcut cumva... Cum, piciorușele și mâinuțele erau vinite, nu cred că... Doar nu copilul s-a lovit, el a făcut aceasta. Este important ca... oamenii care au nimerit în astfel de situații să nu stea acolo prea mult, pentru că sentimentul ăsta de autoblamare și vinovăție poate duce la stări psihoemoționale foarte grele din care niciodată nu va ieși persoana, mai ales dacă mămica acestei fetițe mai are 2 copilași, deci ea cu siguranță își va trăi doliu și tragedia prin care a trăit și are voie să facă lucrul ăsta și este o normalitate să facă lucrul ăsta public, să strige, să urle și fiecare care o judecă să se pună pe o clipă, pe o milisecundă în poziția acestei femei și să încerce cumva să o judece pentru ceea ce face ea. Deci tot ce face ea este un mecanism de a-și trăi pierderea copilului, un mecanism de a-și trăi tragedia prin care a trecut. Să-ți vezi copilul în sacriu adus, că n-a făcut nici rău, asta nu a meritat. Eu vreau ca să-și primească pedeapsa care este meritată. Există deja bănuială rezonabilă că intenția făptașului și a rudelor lui sunt de a se eschiva de răspundere. Noi o să mergem totuși pe premiza că el a comis fapta și urmează doar să fie probat și pronunțat o sentință de condamnare în acest sens. Noi vom urmări evoluția acestui caz și sperăm că justiția să-și spună cuvântul.